De Crăciun fii mai bun. Acesta a fost genericul acțiunii de caritate Poliția aduce Crăciunul, organizată de angajații Inspectoratului de Poliție Soroca și inițiată și desfășurată de către Inspectoratul General al Poliției. Astăzi, 30 decembrie, șeful Inspectoratului de Poliție Soroca, Eugeniu Strochin, șeful secției Securitate Publică, Serghei Cebotari și angajații secției respective au repartizat bunuri obținute din donații colective ale agențelor economici și organizațiilor care vor să ofere o șansă copiilor nevoiași în ajunul sărbătorilor de iarnă. Mijloace financiare, bunuri de uz casnic, haine, alimente, produse pentru igienă, dulciuri și cadouri pentru copii, tematice sărbătorilor. De astfel de donații din partea Inspectoratului General al Poliției au beneficiat 34 de copii din 4 familii din municipiul Soroca și satele Zastânca, Vărâncău și Tătărăuca Nouă. Uitați-vă aici, aveți un special pentru Preida Avram. Atât la ministru. O felicitare din partea Ministrului Afacerilor Interne, Pavel Voicu. O mică atenție din partea poliției, așa mai prezintă, în ajunul sărbătorilor. Aveți 500 lor, da? Da. Vă rog, puțin. Totodată, angajații poliției le-au dorit familiilor sărbători fericite, căldură și lumină, sănătate și bunăstare în casele fiecăruia.